În cartea Profetului Isaia, la capitolul 46, cu versetele 3 și 4, stă scris: Ascultați-mă voi, pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră, eu voi fi același, până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port să vă sprijin și să vă mântuiesc. Într-un salon de urologie erau mai mulți bolnavi. Unul dintre ei, cu părul cărund, a început să relateze isprăvile lui, temele cărților scrise, succesele lui ca bărbat. Mai toți din salon se amuzau. Doar unul tăcea, intrigând povestitorul: Tu nu apreciezi istorisirile mele? Lasă-mă în pace cu poveștile tale închipuite. Să-ți spun eu întâmplări adevărate și fratele nostru, om de la țară, dar cu un dar aparte de povestitor. Și a trecut în revistă zilele călătoriei. Câteva zile a fost singurul vorbitor din salon. Copilăria și adolescența au fost urmate de ani de război. A povestit drumul lung și greu până la Stalingrad, blocada, frigul, întoarcerea spre țară și continuarea marșului până în munții Tatra. Povestirea avea note de uimire. Bocancii nu m-au ros, degetele nu au degerat, gloanțele nu m-au atins, picioarele nu au slăbănogit, foamea nu m-a răpus. Povestea nu s-a terminat. A continuat cu anii de după război, cu familia, cu un cancer la stomac, cu complicațiile de după intervenție. Cu o ocluzie, apoi o paralizie. Și acum, zise mai departe, sunt aici pentru o operație legată de vârstă. Este deprisos să mai amintesc reacția scriitorului. Am fost aproape de acest erou al credinței până și-a încheiat alergarea la 96 de ani. Noi, prin creație, suntem dotați cu o zonă în creier pentru stocarea informațiilor. Procesul are loc noaptea, în timpul unui somn de calitate. Se numește metamemorare. Ne va influența viața tonic sau depresiv. Omul bun, spune Biblia, scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Profetul Isaia, folosind mai multe metafore, descrie viața ca o umblare cu cel nevăzut, iar la final, ținta lui pentru noi este să vă mântuiesc. Într-o zi vom deschide ochii și vom vedea fața celui care a fost lângă noi. Doamne, ajută-mă să am darul de a povesti și altora minunile umblării lângă tine.